4 comune din județul Iași vor avea program de furnizare a apei pentru luna octombrie. Apa Vital Iași a anunțat printr-un comunicat de presă că mai multe localități din comunele Ceplenița, Scobinți, Cotnar și Deleni vor primi apă în perioada 1-31 octombrie, în intervalul orar 7-12 și 18-21, din cauza capacității de tratare limitată corelată cu consumul specific acestei perioade și necesitatea refacerii rezervoarelor de apă potabilă. Din cauza capacității de tratare limitată corelată cu consumul specific acestei perioade, în vederea refacerii rezervelor de apă potabilă în sistemele compuse din rezervoarele Scobinți, Ticlării, Cotnari, Horodește, Lupării, Hodora, Bahluiul, Iosipeni și Deleni, apa vital se află în neplăcută situație de a furniza apă potabilă în perioada 1-31 octombrie 2020, după un program zilnic, în intervalul orar estimat 7-12-18-21, către utilizatorii din localitățile Ceplenița și Buhanița din comuna Ceplenița, Scobinți, Feteza, Gazia, Sticlăria și Bădeni din comuna Scobinți, Cotnari, Iosupeni, Hodora, Bahluiul, Horodiștea și Cârjoaia din comuna Cotnar, precum și Feredeni, Deleni, Slobozia, Maxut, Poiana din comuna Deleni, alimentați în aceste rezervoare. În vederea evitării efectelor negative, recomandăm utilizatorilor afectați să-și creeze rezervă de apă potabilă pentru perioada de întrerupere. În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, Societatea Ieșeană recomandă utilizatorilor să își creeze rezerve de apă potabilă pentru perioada de întrerupere. Pentru informații suplimentare sau sesizări, cetățenii pot suna la numărul de telefon 0232 969.